ieșit la o plimbare în parcul Crâng, se pare că fostul dascăl ar fi încercat să traverseze pista pentru biciclete chiar prin fața unui bărbat în vârstă de 53 de ani care se plimba cu o trotinetă electrică. Din păcate, acesta nu a putut să îl evite pe învățător. În urma impactului, acesta din urmă a căzut pe ciment și s-a lovit la cap. Chiar dacă a fost transportat în cel mai scurt timp la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean, și a pierdut viața. La unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean a fost transportat un bărbat în vârstă de 71 de ani din Buzău, care a fost lovit de o trotinetă electrică în timp ce se plimba prin parcul Crâng. Bărbatul a suferit un traumatism craniocerebral cu pierdere de cunoștință și un hematom frontal și occipital. În urma investigațiilor clinice și paraclinice și a consulturilor de specialitate, starea bărbatului s-a deteriorat, acesta intrând în stop cardiorespirator. S-au început manevrele de resuscitare și și ulterior, bărbatul a fost transferat în secția ATI neurologie, fiind instabil din punct de vedere hemodinamic și respirator, în cele din urmă survenind decesul. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar în funcție de rezultatul necropsiei și al cercetărilor, anchetatorii urmează să încadreze fapta bărbatului care se face vinovat de moartea celui care a fost mentorul multor generații. Urmare sesizării, polițiștii au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Ulterior a survenit decesul persoanei rănite. În cauză, cercetările continuă sub coordonarea parchetului pentru stabilirea cu exactitatea împrejurărilor în care a survenit decesul buzoianului, urmând a fi schimbată și încadrarea juridică a faptei în ucidere din culpă. Fica bărbatului a postat cu durere în suflet un mesaj de rămas bun pe o rețea de socializare. Trăim timpuri accelerate, probabil cu grabă ca să ajungem mai repede undeva, neatenți la cei mai învârstă și care se mișcă într-un timp mai lent, un accident neașteptat i-a întrerupt drumul vieții. Om cu un caracter extraordinar și o inimă mare cât cuprinde, cânta cu tot sufletul în corul Lira. Alături de prieteni dragi cu care s-a aventurat în călătorii pe meleaguri apropiate și îndepărtate mai mult de 4 sau 5 decade, cu mare umor și ghidușii făcea haz de necas, a scris pe Facebook Valentina N., fica dascălului accidentat mortal de o trotinetă electrică.